Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Băi, tot asta și m-am gândit, efectiv, ce să ne mai jucăm pe live-uri, pe așa mai departe, episoade sau uite că... Bă, să începem cu o serie, un joc destul de old school, Age of Empire. Mulți dintre voi cunoaște jocul, fiecare sunteți un pic mai bătrân și... Nu mai spun nimic, hai să dăm drumul la prima misiune. Deși eu m-am jucat foarte puțin, am zis că, așa în mintea mea, bă, ar merge un pic. Trebuie să dau un pic mai încet, că am zis, m-am jucat înainte și efectiv, da, vreau să... M-am jucat înainte și atunci l-am dat mai încet, așa că, da, vedeți. Bă, suntem siguri acum, ci că miliția, cam așa apare, ar trebui să mergem încetuc, dar acum ne arată gen instructorul ce trebuie să facem, etc. Deci ăsta e chiar primul episod și o să luăm o serie, posibil după ce terminăm treaba cu Age of Empire, ceea ce cred că e foarte lungă, o să mergem în continuare, ca să... Terminăm. Deci ăsta e 2, normal trebuia să încep cu primul, dar na. Opa, deja nu-i dau mai mulți oameni pe aici. Ok. Da. O, văd ceva rău pe aici pe hartă. Oare ce ar fi, mă? Și așa o să vin episod în fiecare dimineață, posibil, eu așa am și încercat să le fac. Încât să vină, gen, am încercat, m-am uitat peste tot, ținând cont că îmi plac shooterele, pac, story-ul, etc. Puzzle-ul, chiar și cu puzzle-ul am încercat să caut, dar nu știu, n-am nicio idee, efectiv. Dacă știți ceva, recomandați videoclipuri sau așa mai departe, îmi puteți scrie în privat cel mai bine, aveți Discord-ul în descrierea episodului, plus la live-uri. Cine? Opa. Deci ei vin ca să ne atace villagerii. Ok. Haide pe ei. Așa, hai că mi-a dat mor. Bă, dar arată destul de bine, adică, da. Bun. Cam atât ar fi tot. O să facem un pic mai lung episodul. Că dacă tot așa o să continue efectiv cu puține minute, nu merităm. Bun. Deci o să începem o serie așa cu jocuri mai vechi. După cum știți, cel mai bine așa. Nu ne nici complicăm. O să mai jucăm și celelalte, da, pe live, pentru că vreau pe sâmbătă cumva, sâmbătă după ce vin de la lucru, vedem, să fac Phasmophobia, să ne jucăm și ăla, deci cam vreau să mă juc, așa că cine are Phasmophobia, vă aștept pe sâmbătă seara. Că, na, jocul horror seara se joacă, nu cum am jucat eu Blair Witch, parcă, și am jucat în pătrebuntă zilei, na, ok, hai să mergem aici, pe femeie o punem aici, pe ăștia doi, numai că femeie dacă merge un pic de gras, ar fi perfect. Deci ăsta, du-te aici, așa, și așa, m-am interesat de niște tastatori, mouse, acum vedem când. De asta mai silențat un pic să nu vă să se pastorizească chiar în halul ăsta. Observ după cum dau click-ul că se aude și chiar îmi pare rău pentru cei care sunteți noi sau așa mai departe. Chiar îmi pare rău.
Bă, vreau să duc și canalul ăsta în cât mai mulți subscriberi, așa că dacă îți place seria de Age of Empires și ce o să facem de acum încolo, poți să mă poți ajuta, e gratis, să dai un subscribe și dacă, un exemplu, mai pe scurt nu te uiți la episoade, poate da, un exemplu, această serie nu-ți place, poți să nu mă lași subscribe, știi că mă ajută destul de mult. Deci, let's go. Acum mai colo, mai dreapta, ai codul de la Eneba. Adică oricum se vede, gata, 50 wood, 50 wood și 50 de gold. Deja am luat lemnele, avem o 70 de bucăți de lemne, 30 de carne și 40 de gold, aur. Hai să vedem acum în cam cât timp... Dar trebuie să iau și mâncare, adică femeia imediat termină și se duce ea. Am terminat și misiunea a doua. Asta e chiar destul de bine. Îți curios cam câte misiuni pot să fac într-un episod. Să vedem și noi. Mă scuza de pe grandul de spate. Ne. Gata. Am terminat. Bine, pe instructorul ăsta acum tot o să arete, că chestii de genul. Victory. Nice. Has shown his military tactics in Wales, England and France to be very effective, if not cruel and ruthless. Deci Londra și America au fost și America și Franța a fost foarte afectată. Hai să vedem ce spunem. Eu pot mai juc încă o dată. Partea asta în caz dacă nu mi-a, un exemplu, convenit. Da, ce vedeți acolo cu follower deasupra mea e de la Trovo, am uitat să scot. Nu e probleme că în episodul următor o să fac, deci trebuie să... Aha, să iau acum de ăștia. Rob, ce? Zici că vorbi pe rusă, mă. Ia stai să... Facem noi o chestie. Nu, web-ul, Goldrobo. Așa. Așa. Deci trebuie să antrenezi în jur de 4. 2, 3, 4. Bine, putem face și mai mult, nu e nicio problemă. Dar... Mamă, pun pe asta mare să margă. Asta e bine. Selectorii încă împrochezi un status ok, bine, dar ar trebui eu, du-te asta aici, să mă duc să mai construiesc case pe undeva. What? Avem aici un cimitir? O să vin un big fight din câte. Cam așa să pregătesc un mic fight. Bă, ăștia cred că vorbesc pe rusă, frate. Trebuie să mai descoper pe bine, mă, și... ok, deci numai de acum o să începă să mi le facă, că era cam plin. Da. Ok, lasă aici. Deocamdată. Nu pot să dau nici upgrade. Ar trebui să mă duc eu că ajunge deocamdată 15. Adică, na. Nu. O dată pe mormântul de la cineva, mă. Chiar un fel de copac. Boschete mai pe rămână. Așa. Păi și de unde vin? Aia toată problema. Eu n-am niciuna bară. Eu l-am făcut, ok, next level. Deci acum o să vină... Trebuie să facem un defend. Hai să vedem. Da, foarte multe misiuni le fac. Asta e posibil să termin. Nu. Pe femeie. Deci așa. Bărbați ar fi aici la mază. Faci. For example, researching loot makes your villagers harder to kill. To research loot, click the town center.
then click the Research Loom button. Păi și de unde pot să iau eu Advanced the Full Age, Good Age, and to repeal the English Rite. Băi, m-aș duce, nu zic nu, da. Problema e că nu știu la ce se referă, efectiv. N-am mai jucat de foarte mult în jocul ăsta și am uitat. Trebuie să dau un research cum ar fi pe aici, să vedem ce avem. Da, e bună schema. Să mă duc stânga-dreapta. Să vedem. Carne nu e problemă ca să facem. Aș mai construi un pic câțiva ca să am măcar pe aici, prin zona. În caz dacă se vede un pic legui, nu-i vina mea, mă scuzați pe mine. Da, dar pe unde ar fi aia tot poza? Opa! No, bun. Așa. Am zis că unul lui plăsa pe aici, dar n-ar să facem noi așa. În caz dacă ne moare a mei. Acum. Good. Researching technology costs you resources, but improves your civilization. While researching, you can put your villagers to work and use your military units to explore. In addition to gathering food at forage places, the villagers can help you with the problem. Ne. Mai aici ca să iau înapoi pe oameni, în caz dacă o să vină războiul. Și acum trebuie să mergem. Nu pot să dau research aici, aici sunt căsuri, nu. Nu. Bă, dar pe unde pot să mă duc? Eu nu pot să înțeleg efectiv. New technologies and buildings become available when you advance to a new age. Yes, sir. To advance from the dark age to the feudal age, you need 500 food. Genul pe aici nu mai pot să mai trec. Care e toată problema. Și efectiv, dacă mă duc pe aici, tot la fel o să fie. Și poate să punem aici la pește. O să avem nevoie asta, pe asta de fapt. Bine, cred că aș putea să... Na, nu pot. Village created. Bă, stai să margă două femei aici. Ia să vedem dacă putem să mai construim ceva. Pedal Age. Asta ar fi pe unde? Nu am. Pedal Age. Normal ar fi bun și asta de construit repede, da. Hai să pun să construiesc altceva. Feudal Age. Bă, urâs-o prost. Ceea ce nu, chiar efectiv nu găsesc. Bine, dar asta înseamnă că putem să mergem să verificăm, da. De aici vine problema, că nu putem ieși noi de aici. Kogo. Au cum urlă. Bun, Feudal Age. And repeal the English. Feudal Age. Sorry. Dacă s-a văzut ceva. Mai ne uităm și noi un pic. Avansați în epocă. Dar nu pot. Aia e toată problemă. Că dacă aș putea, m-aș duce. Adică un exemplu aici. Îmi trebuie 500 de bucăți de carne. To Dark Age Building. Dark Age Building. Asta ar fi. Deși construiesc o... Sta, nu pot mina.
Min harfi E için. Bun. Şu metres ve kostres kala. You already have a barracks. So now have your villagers build a mill. The mill is a drop off. Pentru lemne. So build it next. Pentru lemne o să pun pe ăsta. Care pe aici pe undeva. Pe băieți ăștia. Da, bine că sunt foarte aproape de nu ar fi o problemă. Click your town center. Dacă acum. Asta să mă research. Telefon sigur o să fie gata. Bine, el a zis că două bucăți acum. Cred că s-au pus. Lasă că destul de bine. Hai un pic mai repede. Ar trebui să mă mai pregătesc cu ăștia, dar nu am așa de multă carne. Ia, ce am și eu. Deja m-am și gândit că o să vă apară. Bă, dar chiar nu mor? Adică erau doi. Create some extra militia units at the barracks to replenish your forces. Mhm, da, deci vrea să nu... Să nu mai luăm. Să nu mai facem asta repede, research-ul. Și așa, la jumătate. Nu-i problemă, le facem repede. Carne ar trebui să fac repede asta. Dar bine, oricum nu se întâmplă nimic până nu se termină aici. Da. Băi, și asta o să fie seria. Nu aș putea să... Adică nu aș putea să joc, să fac două serii, pentru că nu o să vă uitați la două serii. Și deja știu la chestia asta. Așa că ăsta oricum e un joc chill. Și merită juca, părerea mea, adică nu e nicio problemă. Congratulations. Bun. Advancing to the next stage is the best way to improve your civilization. The idle villager button. Click it and locate villagers who are not currently assigned to a task. Now that you're in the feudal age, you can upgrade your militia to men at arms. Click the barracks, then click upgrade to men at arms. I'm dead. Man of arms. Am înțeles. Bă, ce aici, m-am trebuit 135, dar acum... Stai să vedem ce mai am dat pe aici. Stable, ok. Da. Hai să punem pe băieți să lucreze repede. M-am făcut și de ăștia. Bă, dar pe aici o să dureze un pic mai mult episodul. Asta e. Am ce să fac oricum. Adică episodul ăsta chiar o să fie destul de lung. Am zis că o să filmez mai multe părți, dar... Da, vezi tu că ai nevoie un pic de... timp. Bun. Peter. Așa, bun. Am impresia că o să vină iară băiețe ca să ne morăm. Nu, tower. Deci nu. Asta ar trebui la 150 de lemne. Hai să punem pe băiat aici. Așa, bine că n-am pus o poziție chiar bună de la el, dar... Na, în fine. Se înțelege. Nu e o problemă deocamdată. Sper să nu mă afecteze pe viitor. Adică să ne rămână mapa asta. Da. 2 minute. Adică încheiem episodul și revenim cu un nou episod.